Bine v-am regăsit, prieteni nevăzuți, dar știuți, sunt Maria Gheorghiu și avem din nou o întâlnire capitală. De data aceasta am mutat întâlnirea într-un loc foarte drag nouă, celor care ne place să cântăm. Am venit în vizită la AIDA, aici unde se întâmplă seri de folk foarte frumoase cu prieteni dragi. Cu prieteni dragi, unul din acești prieteni dragi este colegul meu, Ovidiu Mihăilescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Ovidiu, am ținut tare mult să punctăm și la emisiunea Întâlniri Capitale încă o recoltă bogată de suflet, cum îți place ție, toamnă, să spui, da. Pentru că la tine așa spuneai că în luna octombrie recolta de suflet este foarte bogată. Da, se pare că așa se întâmplă, adică anul trecut e drept că s-a decalat un pic spre noiembrie lansarea Think Floyd, dar acum 4 ani ieșeau împreună Cântece de trecut, Puntea cu, cu albumul, O lume de vis. O lume de vis. Au trecut 4 ani de atunci? Cam da. Extraordinar. Deci 4 ani de când ai scos ultimul material audio. Da. Da? De când am scos între ultimul timp, material audio. Te-ai apucat de scris și ai scris foarte bine. Noi am vorbit despre Pink Floyd. Da, da, am și povestit. Acum... vorbim despre toamna asta brun, foarte vorbim brun, foarte frumoasă. O toamnă brun, da, nu brună, ci brun, pentru da. Că am vrut să transmită în primul rând o stare sufletească, nu o culoare a toamnei, că evident toamna e plină de culori și de întâmplări, dar m-am gândit că parcă dragostea și iubirea în general este mai cu suferință, mai cu patină, mai cu amăruie, mai frumoasă. Dar și cu multă toamnă. Bucurie. Și, dar evident, și cu multă evident, bucurie. Și pentru tocmai că... pentru că trece prin această cum să spun, amenințarea morții da. Naturii, e mai caldă și mai vie. Și atunci de asta am vrut să fie toamnă brun. Am observat în acest material, am ascultat spectacolul tău de lansare, foarte frumos și pentru asta te felicit. Mulțumesc. Dar am observat, da, am observat că ești altul și mi-a plăcut atunci foarte mult ceea ce a spus prietena noastră comună Loreta Popa despre tine în acest album. Că a spus că ești ca un râu. Ți-aduce aminte? Mi-aduc aminte, da, pentru mine e greu să-mi dau seama cum sunt. Cert este că mi-am dorit să fie un album mai cald, un album mai de suflet, mai puțin social și mai mult întors mai spre sine. Spre da. Sine. Uite ce spune Loreta, poezia lui reușește să atingă sufletul, iar muzica este aidoma unui râu, niciodată la fel, întotdeauna surprinzătoare, când lin curgătoare, când jucăușă, când efervescentă. Toamna brun este un album valoros. Așa spune Loreta. Da, acum, și mai spune, Ovidiu, ești acolo unde trebuie să fii. Crezi că e adevărat ce spune Loreta? Ești acolo unde trebuie să fii? Sincer. Cred că da. Acum sunt două răspunsuri posibile, să ne înțelegem. Cred că da, pentru că eu am ajuns la vârsta, să zic, în care nu mai aștept lansări la Hollywood și alte minuni. Și atunci cred că sunt acolo unde trebuie să fiu. Fără discuție că în România sunt o mulțime de folkiști foarte valorioși care merită să fie mult mai sus decât sunt astăzi. Și fără discuție generația noastră a avut... nenorocul sau șansa să nu fie recunoscută așa cum au fost primele generații. Hai de să luăm ambele variante. Ai spus nenorocul sau șansa. De ce nenorocul, de ce șansa? Nenorocul pentru că e păcat că sunt mulți oameni foarte frumoși care ar merita să fie aplaudați mai mult și de mai multă lume și să fie recunoscuți și iubiți. Șansa pentru că, spre deosebire de generațiile dinaintea noastră, noi trebuie să confirmăm mereu. Și asta nu ne lasă să cădem. Din cauza, da. Noi nu putem, noi nu avem voie să cădem. Adică nu avem voie să scoatem un album mai prost sau să avem o perioadă mai urâtă, pentru că atunci automat am ieșit din am joc. Simțit o ușoară formă de amărăciune în ceea ce ai spus, dar o amărăciune plină de adevăr. Într-adevăr, trebuie în permanență să reconfirmăm, da. În permanență, deci în permanență trebuie să aducem un nou suflu și tu ai reușit să aduci prin acest album Toamnă Brun
un suflu nou. Lumea a descoperit în tine și omul acela sensibil care exista oricum, dar pe care tu nu l-ai lăsat întotdeauna la vedere. Nu, pentru că viața mea e cu dealuri și voi, așa cum e Ardealul. În sensul că la început eram foarte timid, foarte emotiv și piesele mele se învârteau undeva în zona poezis, adică eram acolo în așa zona cum e Primăver de Scrum, folcului frumos, da, de anii 80. După aceea, când am încercat să prind ultimul tren în 2000, când am revenit cu 2007 cu Cowboy Unelu, am înțeles că era mare nevoie de muzică socială, de un alt suflu, suflu care exista deja în muzica rock. Muzica rock percepuse foarte bine această momentul. Nevoie, da, a societății. Țin minte, da, că m-am uitat la, a fost un concert mare, dacă ții minte, la Eclipsă în 2002. Când a fost Eclipsa mare și trupele tinere de rock au fost invitate de Proef, nu mai știu Eclipsa de cine. Eclipsa m-a prins încă în Reșița mea natală, așa nu, dar că spun, nu știu. Spun că atunci am văzut trupele de rock, da, într-o mare formă și cu un limbaj cu totul nou și altfel. Atunci și Krypton venise cu lanțurile, din câte știu. Exact, da. Și multe, și Proconsul și foarte multe trupe care veneau cu un val da, nou atunci. Și atunci am încercat tot așa să vin cu un folk mai social, mai cu umor, mai altfel. În perioada aceea, doar, din câte știu, doar Andrieș își păstrase Evident, locul era și Adamilea, care făcea cam același lucru, da, și cam atât. Da, și da, eu cred că atunci eu și Daniel, ulterior Dani Făt, suntem cei care ne-am înscris cumva Daniel pe Iancu. Daniel, da, Iancu, da, da. Ne-am înscris cumva pe zona asta de funny și social, da, folk. Cam așa, așa este. Acum și lumea te-a prins foarte bine, te-a perceput foarte bine așa și te-a perceput așa și prin prisma faptului că tu, în afară de faptul că scrii foarte bine, scrii versuri și așa mai departe, performezi și într-o trupă foarte cunoscută de umor, trupa Vouă. Da, asta s-a întâmplat, da, tot cu intermitențe, pentru că în orice trupă mai mare și la grupele de umor este mai mult decât la trupele de, da, muzică, se mai schimbă componențele din diverse motive. Așa că eu am activat în Vouă între 84-89, pe urmă 2002-2006, parcă 2007 și câte acum de vreo, da, de vreo 4-5 ani am reluat activitatea cu ei, pentru că este o zonă interesantă. Pentru mine e o experiență foarte bună întâlnirile astea cu umorul. E un alt public, este altfel, oamenii așteaptă altceva acolo și învăț și din zona respectivă. Înveți, uite, eu recunosc, nu te-am văzut niciodată performând în trupa Vouă și promit la primul vostru spectacol în București. Bine, uite, să vin. O să țin minte să te chem. Da, pentru că apropo de trupa Vouă, am văzut între cei care au venit la lansarea albumului tău, Toamnă Brum, că au venit și colegi din au fost trupa toți. Vouă. Au fost toți. Eu l-am văzut pe Adrian Petecău. Compania teatrală Vouă, pentru da, că sunt acum, da, mai multe nume. Așa. Dar cei cu care eu umblu își spun Compania teatrală Vouă și ei au fost toți la lansare. Mi-a prins foarte bine să-i văd acolo. Unul dintre ei, Florin Nan, a spus niște poezii foarte, foarte bine, da, dacă ții minte. Și, în fine, sunt oameni pe care îi stimez și iubesc. Da. Cum percep colegii tăi din trupa Vouă această latură extrem de sensibilă a ta? Păi, oricum eu cu Dan Cara Mihai facem momentele de muzică cu umor sau muzică armânească, că Dan oricum cu umor, completează. Nici de cum în zona asta. Mai rar, da, din când în când, dacă văd că publicul e bun, îi fac ochiul lui Adrian și lasă-mă să pun o cipilică sau să pun un Primăver de Scrum sau altceva. Dar, da, în general, sunt cântecele cu umor, pentru că asta este formatul. Însă, și între ele, Căpșun cred că este pe primul loc, nu-i evident, așa? Evident, sigur, Căpșun, Cowboy-ul, da, Lili, da, uneori, da, când permite sala. În fine, da, dar nu, noi nu suntem numai pe scenă, noi ne întâlnim foarte des și așa, pentru povești și discuții, și e o efervescență extraordinară și chiar un cenaclu, adică un loc undeva mai sus unde ne întâlnim și discutăm și povestim și ne, da, povestim viețile și e foarte, foarte frumos, adică e o prietenie frumoasă. Da, asta cred că ar fi explicația pentru care ai un tonus atât de bun și te menții atât de bine. Uite, vă spun ce
ceva, un secret. L-am întrebat înainte de a intra în emisiune câți ani are și când mi-a spus, am căzut pe spate, aia este. Ok, hai să ne revenim. Cred că ce mă menține așa este și umorul, fără discuție, dar și faptul că... Și nu cred că sunt unicat, cred că sunt foarte mulți oameni în România. Pun foarte mult suflet în ce fac și încerc să dăruiesc celorlalți cât se poate de mult, în ideea de a încerca, măcar cu sufletul, măcar cu iubirea, să facem oamenii să se mai încălzească, să se mai schimbe, să se mai adune un pic. E necesar lucrul ăsta. Așa cum spuneam odată și mențin, dar și tu faci la fel, adică e nevoie de noi în cetate. Da, este. Bun, hai să ne întoarcem la albumul tău, pentru că de data aceasta are ceva în plus albumul, faptul că orchestrațiile sunt semnate de Florian Rus. Da, este un om de studio formidabil și nu numai un om de studio, și un instrumentist foarte bun. Pe una din piese mă acompaniază cu pianul extraordinar și un om care înțelege repede, se mișcă foarte repede, rapid, inteligent, tot ce vrei de la un om de la studio. Florian Rus este băiatul lui Mircea Rusu. Un alt folkist care ar merita să fie mult mai sus decât este. Spre deosebire de noi, Mircea a înțeles foarte bine cum stau lucrurile, a luat taurul de coarne și acum a intrat trupă și acum ară drumul spre locul foarte acela de foarte face. Sus, unde a fost odată. Și unde va reveni. Da. Și e foarte bine să se întâmple lucrul ăsta. Să nu uităm totuși că Mircea a dispărut o perioadă destul de lungă. Din, e adevărat, Dan a stat degeaba, peisaj. A făcut lucruri. Da, absolut. Spune-mi, ai vreo preferință în acest album? Vreun cântec care să se fi lipit așa de sufletul tău mai mult decât altele? Da. Știi că toți copiii sunt ai noștri și așa, știu. Dar cel mai mult de pe albumul ăsta m-am surprins emoționat eu însumi de o piesă, lucru care nu mi se întâmplă cu piesele mele. Este vorba de Ploaie de noapte. Ploaie de noapte, foarte bine că ai amintit de ea, pentru că este și piesa mea preferată, îți spun. Și m-ai surprins în mod extraordinar cum ai interpretat-o în spectacolul de lansare. Chiar dacă în acel spectacol nu este formula de studio și cea de pe album, dar oricum ai avut o formulă foarte bună și în spectacol. Da. Și e cazul să vorbești despre colegii tăi cu care urca pe scenă. Chiar pot să spun că m-am regăsit și chiar mă simt foarte bine în formula asta. Este vorba de... Am încercat o formulă, un trio, împreună cu Alex Cizmaru și cu Alex Nikita. Da. Le-am zis Alex Band, ca să ne distrăm un pic. Ideea este că amândoi sunt prinși în alte proiecte, dar sunt foarte, foarte buni instrumentiști amândoi. Amândoi reușesc să îmbrace altfel piesele, să le dea un alt suflu și poate și un pic de tinerețe de la ei. Absolut. Și nu numai asta, dar faptul că rămânem numai în corzi, nu e percuție, nu este nimic altceva, creează o fluență. Un Alex cântă la vioară, un celălalt Alex tot la chitară. La chitară. Face chitara. Da, și atunci sunt două chitări și o vioară și chiar curge, chiar sună frumos, sună cald pentru suflet, nu este nimic agresiv acolo și nu mă deranjează. Da, faptul că... Pe noi că nu ne-a deranjat, ne-a plăcut foarte păi mult da, formula. Asta zic... Deși să știi că și formula în care ai cântat înainte era o formulă foarte bună cu trupa Joi. Sigur, ce trupa s-a Joi. Întâmplat cu Joi? A fost foarte greu să mențin trupa pentru că și aveau alte proiecte da. Și... E destul de complicat cu deplasările, cu căratul, cu dusul, cu adusul și atunci e mult, mult mai greu. E mult mai ușor într-o formulă de duo sau de trio decât într-o formulă mare, mai ales când momentele economice scad. Absolut, absolut. Cu toate astea am văzut că albumul tău, care conține 13 piese, are și 3 piese bonus. Practic ai 16 piese exact, pe albumul ăsta. Exact. Și bonusul la 2 dintre piese ai cânti împreună cu trupa Joi. Da, păi am considerat că e păcat. Am lucrat aceste două piese. Din păcate numai aceste două piese. Eu mi-am dorit un album cu trupa Joi. Da. Din păcate, tot din cauza alergăturilor și așa, n-am reușit să ne adunăm în studio cu toții decât pentru două piese. Alea două piese, dacă au existat, atunci am zis că ar fi un păcat să, păcat nu, să nu apară pe album și le-am pus pe album împreună cu Boema, o altă piesă, de fapt prima piesă care am tras-o cu Florian,
ca să vedem cum ne înțelegem. Așa. Și care după mine a ieșit foarte, foarte bine. Și de ce a apărut ca bonus Boema? Pentru că anunță următorul album. Eu am intrat deja în studio pentru un album Bacovia, pe care mi-l doresc de din 87. Da. Așa, și cred că la anul, dacă am noroc, liniște și sănătate, o să apară și acel album și atunci am zis că e bine să oamenii să știe ce urmează. Să ce urmează. Aha, e foarte bine. Deci mi-a plăcut ideea asta a ta. Bun, noi facem acum o pauză de vorbit pentru că am vorbit despre cântecul Ploaia de noapte, cântată în club, la lansare, și pe care o să o și ascultăm acum, da? Ok. N-are rost să mai stai, ia-ți umbrela și hai. Hai să mergem când plouă, prin perdele de rouă. N-are rost să fii tristă, fiindcă ploaia există. Noapte poate și ea să mai plângă când vrea. Dăm prin ploaia de noapte buze ude și coapte. Poate să plouă oricât, dacă-mi dai un sărut, dacă-mi dai o privire. Va ploua în neștire, nu există cuvinte, doar noi și ploaia fierbinte. N-are rost să mă minți, că n-ai palme cu minți, că n-ai ochii căprui, că n-ai părul haihui. Ar putea să te amuze stropii dulci de pe buze. Cât îmi place când râzi, când obrajii-ți întuzi. Dăm prin ploaia de noapte buze ude și coapte. Poate să plouă oricât, dacă-mi dai un sărut,
Dacă îmi dai o privire, va ploua în neștire. Nu există cuvinte, doar noi și ploaia fierbinte. Foarte frumoasă piesă, așa cum spuneam și înainte. Sunt foarte curioasă dacă cei care au ascultat-o o să dorească să cumpere și albumul, să audă și varianta de studio a acestei piese. Da, și dacă da, altfel. Atunci să-mi spui unde poate fi găsit albumul tău. Păi, deocamdată numai la mine, așa cum se întâmplă de obicei, pentru că, în fine, nu se înghesuie casele de discuri, nu se înghesuie librăriile și atunci ne facem noi singuri publicitate. Dar produs... promit că va fi pe internet, pentru că am deja adresele, da? Și tot ce trebuie și o să-l urc pe internet ca oamenii să poată cumpăra de acolo. Să poate cumpăra de acolo, pe iTunes sau pe iTunes, ce? Pe iTunes, aș vrea și pe Google, o să văd. Sunt mai multe, cam asta e practica multe. În ultima vreme. Da, și din câte știu eu, sunt destui care procedează. Așa trebuie și așa și... e normal pe undeva. Dar forma fizică doar la concertele tale, forma, da? Forma fizică la concertele mele. Îi aștept cu mare drag. E un produs plătit 100% da, de tine. N-ai lucrat cu nicio casă de discuri. On production. Da? One man show, one man production. One man production, da. Da. Spun, albumul este în manieră folk? Este folk rock, fără folk discuție. Rock, deci da? Eu consider că este o treabă de mare maestrie să mai scoți astăzi un album folk. Și vorbesc foarte serios. Da. Adică dacă da. Vorbim de un album, voce și chitară. Absolut. E o treabă de foarte mare maestrie, pentru că trebuie să ai un timbru foarte, foarte special, trebuie să ai o chitară foarte, foarte bună. Dacă nu reușești să ai aceste două componente, este bine. Oricum e inutil dacă ne gândim la radiourile care nu mai dau folk. Absolut. Dar e oricum un act de foarte mare curaj. N-am avut curajul ăsta și nici nu vreau să-l am deocamdată. Da. Poate mai la bătrânețe, când o să mă mai liniștesc, poate fac și așa ceva. Chiar vreau să fac, de fapt. Am în plan un album... Voce-chitară, da. Dar asta pentru iubitorii, pentru colecționari, atât. Da, la întrebarea la ce folosești ai răspuns foarte bine, poate doar să semnalăm să că semnalăm încă că încă existăm. Se poate cânta și așa, da. Și că încă existăm. Da, noi scoatem albumele ca lumea să știe că încă că existăm. Încă existăm. Că suntem că... în rezistență și nu ne lăsăm. Da. O ultimă întrebare, pentru că aș vrea finalul să fie tot unul muzical. A existat vreo scenă mare pe care ai fi vrut să fii și încă nu ai fost? Legată de muzica folk? Și te rog să fii foarte sincer. Nu. Am fost și la folk-ul cu mare greutate, dar am fost. Am fost și la bun, am fost cam peste tot. Nu am fost la sala Palatului cu folk-ul, dar am fost cu trupa Joi, într-un spectacol particular. Însă nu, chiar nu-mi doresc sala Palatului, în orice caz nu așa. Mi-aș dori o așa cum l-am văzut pe Sting la Cluj. Da. Dar altfel nu. Și oricum nu, n-am planuri atât de mari. Deocamdată. Consider că folk-ul nu este o muzică de masă. A fost cândva pe vremea lui Adrian Păunescu, dar acum nu cred. Și crezi că odată cu revenirea, ai văzut că Andrei Păunescu a reușit să strângă cam tot ce a fost în cerea cu Flacăra și să închege un spectacol rotund la sala Palatului. Crezi că ăsta nu este un pas mare înainte spre recunoașterea folcului și dincolo de granița underground? Ba da, cum să nu? Este și e necesar să apară și astfel de spectacole. Nu mi le doresc eu
din calea afară. Da. Nu spun că, adică, cred că noi, o parte din folkiști, e mai bine să stăm un pic mai ascunși, așa, așa să, să construim piese frumoase, să lăsăm lucruri frumoase în urmă. E important, fără discuție, ca folkul să câștige viteză. Eu zic că folkul a câștigat odată cu acest album semnat Ovidiu Mihăilescu, Toamnă Brun. Mergeți la concertele lui Ovidiu Mihăilescu și o să aveți și parte Marie și Ghiu. De acest album. Ovidiu, îți mulțumesc tare mult. Pe final, ascultăm piesa. Cel mai clar lucru este un cântec despre cum ar trebui să ne trăim viața. Mulțumesc! Iar vine toamna brun, cu rochii de frunze. Iar vine toamna brun, coclins pe asfalt. Iar vine toamna brun, cu ape rotunde. Iar vine toamna brun, cu ploi de diamant. Și plouă trist între pereți, și-aș vrea la tine să mă aștepți, cu părul lung prin sus în coc și cu săruturi lungi de foc, cu trupul gol spălat de ploi, de lacrimile dintre noi și un zâmbet cald ce-l șterg cu palma. De câte ori ar vine toamna, iar vine toamna scum, cu rochii de seară. Iar vine toamna scrum, cu oglinzi vișinii. Iar vine toamna scrum, cu luna amară. Iar vine toamna scrum, cu vechi simfonii. Și plouă rece cu scântei, și-aș vrea la tine să mă iei, cu părul lung lăsat pe sân, la pieptul meu să te adun, cu trupul gol, cu ochii plini de dragoste și de lumini, și un zâmbet cald uitat în cești, de când tu nu mă mai iubești. Be cool. Be fresh. BFM.